cunoscut jurnalist a rebufnit, după ce Udrea a devenit azilant politic în Costa Rica, un precedent mai mult decât periculos. Mesaj C3 Iohannis. Radu Banciu a vorbit în emisiunea sa Lumea lui Banciu despre faptul că Elena Udrea a devenit azilant politic în Costa Rica. Este un precedent mai mult decât periculos, a declarat jurnalistul. Nu avem o explicație, președintele Klaus Iohannis, care are în mână, în mod normal, politica externă a sale, deocamdată nu s-a exprimat. Nu avem nici de la Teodor Melecan sau de la ministrul Justiției vreo informare cum este posibil ca o doamnă care nu a fost judecat definitiv în ara sa să primească statut de refugiat politic sau azil politic într-o ară care nu-i cunoate trecutul politic, a comentat Banciu. Este un precedent mai mult decât periculos pentru că dacă un astfel de om ajunge să ceară să obțină acest azil politic, înseamnă că orice condamnat din România, cel puțin în prim instant, poate să plece cu primul avion oriunde în America Centrală să ceară azil politic, a mai spus Radu Banciu.